ultima celulă infectată cu puroi și nu moare, dar e clar la minte, conștient. Asta, așa spune, lege care nu se poate și alții doctori călca. Fiindcă dacă sângele nu-i curat, fiindcă alimentează creierul, nu poți fi normal. Dacă numai puțin, nu știu cât la sute infectat, dar să fii 100% infectat cu puroi și tu să fii normal și să nu mori. Asta nu se poate, e lege care nu se poate călca. Și atunci l-am văzut tremurând pe lângă pat și înjura pe Dumnezeu, dar zicea, acum n-am ce face, trebuie să spun și eu. Trebuie să spun, n-am ce face, că e Dumnezeu, altfel n-am ce să zic. Uitați la el, ultima celulă infectată cu puroi nu moare, dar e clar, conștient. Și mă verificau, toată ziua vorbeau cu mine, vedeau că-s clar la minte, conștient. Și atunci Dumnezeu de-a adus astfel de situații, că omul așa suntem noi oamenii, căutăm întotdeauna să ne dezvinovățim. Și el putea zice în clipa când moare, când ajunge înaintea lui Dumnezeu sau în ziua a judecății, Doamne, eu așa am fost, eu n-am putut crede. Și Dumnezeu îngăduit așa situație de el, care nu credea nici cum să strige acum în gura mare, acum trebuie să spun și eu că este Dumnezeu. De-a adus astfel de situație Dumnezeu. Și spun ceva, poate o să râdeți mulți, că eu n-am știut ce-i septice mei și după 7 luni, ta 8-a lună, când puteam și eu puțin vorbi, am întrebat, dar ce e așa groază, ce e aia, de ce așa cumva speriați toți de septice mea asta, ce înseamnă asta? Și să mă convingă ei să știu și eu să înțeleg, zice, auzi de om, unii oameni care au cruci în sânge, din boli venerice, deci face o cruce în sânge. Când are o cruce, deja se cunoaște pe el, nu-i cu toate, zice, e vesel, deci puțin nu mai e clar la minte. Când are 2 cruci, e nebun. Când are 3, s-a curățit, moare. Dumneata a avut un cimitir de cruci. Deci o vrei să mă facă să înțeleg că ce înseamnă, cât de grav am fost eu față de unul care din boli venerice face de la blenorage, sifilis, șancru, deci face cruce în sânge, cum spui, deci nu-i sângele curat. Și atunci m-am gândit, uite, totuși e ceva foarte grav lucrul ăsta. Dar Dumnezeu vrea să-l arate cu toată medicina, știința, aici a fost dată și până aici, dată peste cap. Să rămână un om în viață și să fie normal atunci când sângele e infectat, 100% nu se poate omenește. Dar slăvit să fie Dumnezeu că pe parcurs cu anii Dumnezeu a făcut de sângele să curățit și tot îmi făceau analize, că nu credeau. Iar lua, zice, poate o greșit ceva, poate o schimbat analizele. Grupa 01, sânge curat, cum a fost înainte de accident. Sigur, după un an, ceva, 2 ani, tot îmi făceau analize să vadă și când au văzut, nu le vinea să creadă la doctor. Și așa e și acum, sânge curat, bun. Iar stând tot pe spate asta și alții fac escară, să spune, nu m-a putut întoarce până la 4 ani, până aproape de 4 ani soția mă întorcea, deci arceaf în pat. Atunci m-a ridicat prima dată aproape de 4 ani din pat pe 2 cârci, dar ajutat încă de 2, doar că stăteam pe verticală și pe cârci mai mult. Și dacă stai mult nu te poate întoarce, asta orice, la cine se întâmplă, partea de jos aici și la spinării se putrezește, escară. Și cât palma era osul gol aici la și la spinării și să nu se infecteze. S-a infectat și până la 3 ani tot a curs puroi cu sânge din șira spinării. Și n-a murit nici de asta. Acum s-a strâns așa, cam cât jumate palma, o coajă groasă, o cicatrice așa. Nu mă lasă să mă întind pe scaune mai înalte, nu pot să stau, trebuie să mă ajut pe mâini. Dar slavă Domnului că închisă, după 3 ani s-a închis. Am tendonile la achile tăiete, să vede și o să arăt la urmă. M-au legat cu picioarele sus, sub cort, să nu trebuie spansat. Și am stat așa 15 zile, legat așa cu sfoară și întinse picioarele și peste pat puneau un cearceaf, puroiul curge acolo, acela l-arunca în cuptor, îl ardea. Deci am stat nepansat, sub cort. Și era o lampă care încălzea aerul dacă era nevoie. Dar cât am stat așa 15 zile, mi-a tăiat tendonile la achile. În dosul călcâiului este un os moale care dirigează laba. Eu nu pot dirija labile la picioare, ele stau cum vor ele, pentru că e întrerupt. Asta puteam să nu am, se mai greșește. L-am în 2 picioare, deci. Mi-au făcut injecții cu ace murdare, oricum. Am văzut într-o seară o asistentă, mi-a făcut cu acul cu care a făcut la un bătrân evreu. A fost de naționalitate, de cancer. A murit cu acul cum a făcut lui, n-a mai schimbat. Mi-a făcut așa, deci cu ace murdare, cum să zicem. Și zicea de mine, om mort, putre de jumate, nu mai are carne,
tot corpul infectat, rană la spate, plămâni distruși, nu mai știau. Și căutau cumva să scape de mine. Și cu, deci cum a făcut coace murdare, s-a infectat, flegmonie, se spune, și a trebuit să fac operații. Unde aveam, unde, de la jumate șoldul în sus, unde nu eram ars, deci unde putea să facă injecții. Și a făcut operația așa de 12 cm, a curățit puroiul de acolo, dar nu le-a închis, nu le-a putut închide, le-a lăsat deschise, foarte greu s-au închis astea. A lăsat doar 3 tuburi din una, 3 tuburi din cealaltă operație, ca să scurgă acolo. Deci poate și fără asta puteam să fiu, dacă să lucra cu coace curate. Mi-au dat și o injecție după aproape 3 luni, a primit o asistentă, luat în siringă, o injecție de la șefii cei mari și a spus, i-a spus așa, du-te, fă injecția asta la arsul gabur. I-a venit și mi-a făcut o venă în sânge și Dumnezeu să fie slăvit că a făcut de a ieșit în afară. Așa o travă puternică a fost că tot m-a opărit de la jumate în sus, de aici avem numai piele. N-a rămas nicăieri, nici în urechi, loc unde să nu se facă bășici. Ca și opărit, ca și când bași mâna în apă clocotită să fac bășici. Așa am fost tot. S-a dus un strat de piele și usturim de nu pot să spun. Iar de la jumate corpul în jos ars până la os. De la jumate în sus ca și opărit din cauza injecția aceea, e așa au scris, injecția alterată. Adică ei n-au știut că injecția a fost stricată, că a stat de ani de zile pe acolo, s-a alterat, s-a stricat și ei n-au știut și din greșeală mi-a făcut-o mie. Dar noi știm ce a fost, zic și eu, cum a zis ei, alterată. Dar noi știm ce a fost. Dar slăvit să fie Dumnezeu că Dumnezeu a făcut de aici în afară și n-a murit nici de această otravă. Și după 8 luni, după 7 luni, după 8 luni când puteam și eu vorbim, mă întrebau doctorii, domnul Gabor, ce corp ai dumneata? Dar și eu somn ca toată lumea. Cum? Ce corp? Nu se poate. Pe 4-5 ani de să făcea injecția asta alterată, trebuia să moară. Cum de n-ai murit? Dar eu le spuneam, pentru că ei nu cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, le spuneam, să-mi fi dat 10 otrave, eu tot nu muream. Fiindcă Dumnezeu a vrut să vă arată că există și că poate să facă minuni și nicio travă n-are efect. Că în Biblie spune așa, în Sfânta Scriptură, veți bea ceva vătămător de moarte, asta înseamnă o travă. Veți călca pe șerpi, năpârci, veți trece prin foc, nimic nu va face rău pentru că vă încredeți în mine. Deci de-aia le spunem, putea să-mi dat, nu una, 10 otrave, eu tot nu muream, că Dumnezeu a vrut să vă arate că El stăpânește toate și poate totul. E drept că m-a chinuit rău, usturim de, nu pot să spun, fiindcă tot am fost bășici. Și s-au spart, s-a dus așa un rând de piele. Iar multe au mai fost, dar trec peste ele, până la 4 luni și ceva către 5 luni, tot s-adăugau alte complicații, tot de moarte, de acolo starea s-a oprit, nu s-au mai adăugat altele și a început starea mea puțin să se îmbunătățească. Ca aproape de 8 luni să pot și eu să nu trebuiască tot timpul oxigen, aer, să pot și eu vorbi mai încet, pe urmă mai tare, mai tare. Și toți doctorii de acolo, de la Spitalul Județean Arad, din alte spitali, din țară, alți care veneau din alte țări să mă vadă, îndeoseb doctorii, atâtea întrebări îmi puneau, eu nu mai știam ce să le răspund. Credea că noi pocăiți știm ceva secrete sau tot mă întreba multe și lucruri. Dacă nu m-am ocupat cu parapsihologie ocultă, cu spiritism, cum se spune, vai de cine apelează, la diavolul se ocupă cu astea sau merge ca să-i rezolve ceva probleme de astea. Și mulți acum, îmi pare rău, chiar la noi în România apelează la diavolul și la lucruri din astea. Că de, îți rezolvă diavolul de moment lucru, problema care o ai, dar pe urmă te nenorocește și numai tu, dar ai urmări și copiii și urmașii. Iar mă întrebau tot felul, ce cred, ce am văzut, ce știu, multe. Și eu le spuneam, știți ce știu? Știu că pentru mine s-au rugat 10.000 de frați din toată țara. Poate am spus puțin. Aici, acum, pentru prima dată că am venit în Statele Unite, am aflat în sacramentul că și aici s-au rugat pentru mine. Au avut rudenii în țară, în România, și le-a dat telefon, este un om, nici nu moare, că asta era chinuit, așa rugați-vă pentru că Domnul să-l ia mai repede acasă să scape de chinurile astea. Și a venit două persoane la mine și mi-au spus, uite, dumneata, aici n-am ajuns să te vedem. Dar de ce? Că noi atunci ne-am rugat pentru dumneata, au spus. Deci, eu le-am spus la doctor, n-am știut că și în alte părți, în alte țări, dar în România știu că s-a anunțat peste tot să roage pentru mine. Și le-am spus, Dumnezeu, cei care au din Arad știau, erau 11 biserici de baptiți și 8 de penticostale atunci, acum 23 de ani, în Arad. Și am spus, numai în Arad cât s-au rugat pentru mine, dar în toată țara. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile, să vedeți că există Dumnezeu, pentru că atunci se spune că nu-i Dumnezeu.